Destul că a murit Iisus? Destul, pentru că e poate chiar prea mult pentru unii. Vă salut în numele Domnului și vă doresc multă binecuvântare acum și în continuare, după cum ați avut deja. Și în mod special îi salut pe cei care sunt pentru prima dată aici la închinare cu noi, sau pe cei pe care sunt a nu știu câte oară, dar vin mai rar la Biserica Betania. Fiți siguri că la Betania există loc special pentru dumneavoastră și pentru noi toți care suntem în această dimineață în fața Cuvântului Sfânt, amin? Nu e așa că acest cuvânt creează oportunitatea de a fi bucuroși în prezența lui Dumnezeu? E, dacă n-ar fi Cuvântul lui Dumnezeu, n-ar fi nici cântare, n-ar fi nici cor, n-ar fi nici fanfară, n-ar fi nici măcar partea bărbaților, a surorilor și nici măcar copii n-ar fi în prezența lui Dumnezeu, pentru că toți care suntem aici, suntem aici datorită Cuvântului lui Dumnezeu, amin? Slăvit să fie acest cuvânt de fiecare dintre noi. Acum dați-mi voi, așa cum v-am obișnuit pe unii dintre noastre și pe alții v-am obosit, să încep mesajul printr-o întrebare. Când ați văzut ultima dată un chivot? Sau ați văzut vreodată? Dacă ar trebui să vă pun să desenați, mai ales pe cei care aveți talent la desen, așa, cineva dă din cap, probabil că are talent și nu știe. Cum arată un chivot? Pentru că centralitatea acestui pasaj este chivotul. Accentul nu cade pe Uza, deși e șocant ce s-a întâmplat cu Uza. Accentul nu cade nici pe David, deși e împărat. În acest pasaj, accentul cade pe chivot. Nu-i așa? Ai fi zis, ar putea să cadă accentul pe Obed-edom. Nu! Pentru că Obed-edom era un filistean, nici măcar nu era evreu, era din Gat. Gatul este în partea filistenilor. Nu pe el cade accentul. Accentul cade pe chivot. Observăm asta dacă stăm doar să numărăm de câte ori apare în versetele astea chivotul lui Dumnezeu. Dar vă spun de câte ori apare în Biblie chivot. Chivot sau chivotul apare în Biblie de 209 ori. Ascultați-mă bine. Chivotul nu este o anexă a templului sau un obiect care trebuie să fie pus în obscuritatea sfânta sfintelor din locul preasfânt. Chivotul nu este ceva de domeniul trecutului care s-a dus și despre care acum arheologii caută și unii spun că este undeva într-o zonă a Greciei sau într-o altă parte a Etiopiei. Părerile sunt împărțite. Nu despre asta e vorba. Chivotul este proiectul lui Dumnezeu. Dumnezeu, când l-a dus pe Moise pe munte timp de 40 de zile și 40 de nopți, a spus în Exod 25 să faci un chivot și a spus detalii exacte cât de înalt să fie, să fie de 1,25 m, 2,5 coți, Exod 25, apoi să fie lat de 1,5 coți, 75 de centimetri și mai apoi a spus să fie înalt de 75 de centimetri, tot 1,5 coți. I-a spus, fii atent, Moise, chivotul trebuie să fie creat din lemn de salcâm, nu așa cum vrei tu, dacă vrei să fie stejar, fax sau altceva. Nu, neapărat chivotul trebuie să fie creat, construit din lemn de salcâm. Și mai mult, fii atent, acest chivot trebuie să fie poleit cu aur mai înainte în interior și apoi în exterior. Versetul 11, Exod 25, să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești pe dinăuntru, observați cum cade accentul lui Dumnezeu, interiorul mai întâi și apoi pe exterior, să fie din aur, dar nu orice fel de aur, așa cu jumătăți de carate, ci din aur curat. I-a spus, fii atent, acest chivot, această ladă din lemn de salcâm, poleită cu aur, trebuie să aibă neapărat 4 verigi care să fie din aur curat. Fiecare dintre aceste verigi să fie puse la colțurile, la colțurile chivotului. Și prin acele verigi de aur curat, trebuie să pui niște drugi, niște pârghii, dacă vreți, care trebuie să faci niște drugi de lemn de salcâm, din nou, de taliu, și să-i poleiești cu aur. Și versetul spune mai departe, versetul 15, drugii vor rămânea în verigile chivotului
și n-are voie să le scoată cineva. De ce? De ce atâtea detalii? Pentru că a spus Dumnezeu, chivotul nu-i o ladă de aruncat așa la coș de gunoi și nici măcar în tabăra filistenilor când vă este greu. Chivotul este prezența lui Dumnezeu. Atunci când va veni Dumnezeu, El nu va intra nici măcar pe altarul acela pe care se aduce jertfa, El nu va intra nici măcar peste perdeaua aceea care desparte locul sfânt de locul preasfânt, ci Dumnezeu când vine, vine deasupra chivotului pe care se află capacul ispășirii și cei doi heruvim care stau față în față și se uită unul la celălalt. Acolo vine numele lui Dumnezeu, pentru că se spunea în pasajul care s-a citit, și David cu tot poporul care era cu el a pornit de la Baale Iuda ca să se suie și ca să suie chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului, nu oricare domn, ci Domnului oștirilor, lăudat fie numele Lui. Acolo era Domnul, acolo era prezent Domnul, de aceea trebuiau să fie toate detaliile date și respectate. Și ce s-a întâmplat? Chivotul ăsta a avut o istorie foarte șubredă. A fost purtat de la un popor la celălalt. Oamenii au crezut că pot să manipuleze chivotul. Au crezut că pot să-l manevreze pe Dumnezeu. Și au fost momente în care era un cum până grea. Când oamenii intrau în păcat, spune 1 Samuel capitolul 4, Dumnezeu le-a promis, le-a prevestit și le-a spus clar, pentru că vă permiteți să faceți păcate murdare chiar în templu, voi trimite o armată filistiană și se va întâmpla că amândoi fiii ai lui Elcana, a lui Eli, iertați-mă, vor muri în acea zi. Și împreună în acea zi va muri și preotul Eli. Ce s-a întâmplat? Au venit filistenii și evreii au intrat în panică, erau pe teren de luptă, nu mai aveau nicio perspectivă și au intrat în panică și au zis, soluția noastră este, ce credeți, chivotul. Hai să mergem după chivot. Ce s-a întâmplat cu chivotul? Filistenii s-au luptat, cum a promis Dumnezeu, că evreii i-a înfrânt și chivotul a fost capturat și dus la filisteni. Pentru că niciunul dintre noi nu putem să trăim în păcat și să credem că îl manevrăm pe Dumnezeu, chemând prezența lui Dumnezeu, timp în care noi am trăit în păcat. Dumnezeu nu face asta niciodată. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este sfânt, lăudat fie numele Lui. A zis, care e problema să plece la filisteni? Și filistenii au zis, ce să facem? Că-l ducem în camera specială unde este zeul nostru Dagon. Să vedem care dintre ei este mai tare, gândeau filistenii. Și nici măcar nu putea să-și dea seama că Dumnezeu nu se luptă cu niște chipuri cioplite, cu niște lucruri care sunt banale pentru El. L-a dus acolo și ne spune cuvântul Domnului, când a văzut acel zeu care n-avea fibră, n-avea mișcare, n-avea putere, n-avea viață în el, știți ce a făcut? A căzut jos. A căzut la pământ și s-a crăpat. Doar ciobul a rămas de el. A mai încercat încă o demonstrație și din nou a căzut pe prag. Știți de ce? Dumnezeu e puternic. Dumnezeu este puternic. Și prezența lui Dumnezeu nu poate să fie pusă la egal cu prezența zeilor, nici cu păcatul, nici cu altceva din lumea aceasta. Dumnezeu este veșnic sfânt, lăudat fie numele Lui. Și noi, când intrăm în prezența Lui, trebuie să fim sfinți și întotdeauna, nu numai atunci când intrăm într-o prezență specială, Dumnezeu să ne ajute. Istoria continuă și s-a întâmplat că filistenii au fost loviți cu bube, cu alte momente grele în viețile lor și au zis, ce să facem cu chivotul? Parcă nu mai avem nevoie de chivot. Am văzut că chivotul aducea slavă, am văzut că chivotul era prezența lui Dumnezeu între evrei și că chivotul dădea biruință poporului evreu când mergeau la luptă. Dar noi și pentru noi, chivotul aduce doar amărăciune, doar dezastru. Ce să facem cu chivotul? Și a chemat pe preoții filisteni și a zis, veniți aici! Veniți voi care aveți, sunteți doxă de școală, voi care știți, care ați citit Orientul, tot ce știți, lumea antică, veniți aici, veniți, veniți pentru că vreau neapărat să știu cum trebuie să ducem chivotul ca să nu mai avem bube la șezut, ca să nu mai moară Dagon împăratul nostru, ca să nu mai avem dezastru între filisteni. Preoții i-au zis, du-te și caută un car nou. Au crezut că Dumnezeu e impresionat de noutățile lor.
Au crezut că ceea ce aduc ei mai bun poate să fie important pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu nu e impresionat, cum se spunea de dimineață, de jertfele noastre. Dumnezeu nu este impresionat nici măcar de cât costă ele, în primul rând, ci este impresionat de o inimă care se smerește în prezența Lui, de un gând care vrea să fie șters, care a fost rău, de o inimă care stă în prezența Lui Dumnezeu și spune: Doamne, vreau chivotul să fie în viața mea, vreau prezența Ta să fie peste mine, peste gândurile mele, peste inima mea, peste trupul meu, peste atitudinile mele, peste tot ceea ce sunt eu, Doamne, vreau nimic altceva decât prezența Ta. Amin? Fără prezența lui Dumnezeu suntem, știți ce, tină, suntem nimic, suntem o bucată de țărână, de gunoi, pentru că n-avem nimic bun să-i dăm noi lui Dumnezeu. El este Cel care ne dă totul bun. Lăudat fie numele Domnului. Și-au căutat chivotul, și-au căutat să fie în prezența lui Dumnezeu. Și acesta este gândul pe care mi l-a dat Domnul în căutarea chivotului. Cum să-L cauți pe Dumnezeu? Cum să cauți prezența lui Dumnezeu? Cum să-ți dai seama care e chivotul în secolul 21? Care este acea prezență a lui Dumnezeu pe care ai pierdut-o? Apropo, aici sunt persoane care pot să spună, și nu pot să ridice mâna sus pentru că le este rușine, dar mințile lor au acea tragedie pe care au înregistrat-o în urma unui păcat sau a mai multor păcate, și pot să spună dimineața asta: eu nu mai simt prezența lui Dumnezeu. Eu vin la închinare, dar nu mai simt nimic. Eu vin și stau pe o bancă, dar nu mai simt acel foc interior. Eu nu mai simt acel Duh Sfânt care să mă ia în primire. Eu nu mai simt cum trebuie să mă rog, cum trebuie să citesc din Biblie, cum trebuie să cânt, cum trebuie să slujesc în orice departament a slujirii. Eu nu mai simt prezența lui Dumnezeu. Ascultă-mă, dacă trăiești acest sentiment, vreau să spun ceva: chivotul poate fi regăsit. L-au pierdut și evreii, dar a venit un moment în care s-a regăsit chivotul. L-au pierdut și alții și mulți dintre aceia l-au găsit. Trebuie doar să faci anumite lucruri în această dimineață. Chivotul poate să fie regăsit. Amin? Lăudat să fie Domnul! Cum să cauți prezența lui Dumnezeu? Cum să-L dorești pe Dumnezeu în așa manieră încât Dumnezeu să nu mai poată rezista încât să vină spre tine? Oricine ești, din orice denominațiune religioasă, cult religios, prezența lui Dumnezeu nu este penticostală, nu este baptistă, nu este evanghelică, nu este tradițională. Prezența lui Dumnezeu este prezența lui Dumnezeu. Amin? Punct. Și prezența lui Dumnezeu o vrem noi. Lăudat să fie acest Dumnezeu. În căutarea chivotului, în primul rând, caută-L după principii. Caută-L pe Dumnezeu după principiile din cartea aceasta. Cum trebuiau să ducă chivotul? Pe umeri. Amin? Pe umeri. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. În familia lui Levi, în casa lui Levi, care era special destinată preoțimei, erau trei familii contemporane cu David. Era familia lui Gershon, familia lui Merari și familia lui Kehat. Dintre cele trei familii, o singură familie avea dreptul după lege să lucreze cu chivotul. Avea voie să deschidă chivotul, avea voie să se uite în el, avea voie să-l curețe, să pui un covor albastru peste el, cum spune în Numeri, și familia aceasta este familia lui Kehat. Ascultați ce spune, kehatiți erau aceștia. În Numeri ne spune cuvântul Domnului, versetul capitolul 7, versetul 9, tip în care familiei lui Merari, a lui Gershon și celorlalți care erau parte acestor familii, le-a dat niște care, Dumnezeu le-a dat care. Observați, Dumnezeu le-a dat care, numai pe acele care aveau voie să le folosească. Și le-a dat și niște animale de transport care să tragă carele și erau boi dați de Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, versetul 9, dar nici unului fiu al lui Kehat nu-i dau, dar n-a dat niciunui fiu al lui Kehat, pentru că, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri. Ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri. Și după ce s-a trezit David, după moartea lui Uza, când a vrut să ducă înapoi a doua oară chivotul din casa lui Obed-edom în cetatea Sionului, cetatea lui, spune cuvântul Domnului, 1 Cronici, capitolul 15, versetul 15, 1 Cronici 15 cu 15, fiii leviților, se referă la familia lui Kehat, a kehatiților, au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri. Cu ce? Cu niște drugi. Care drugi? Cum poruncise Moise, după cuvântul Domnului.
au dus chivotul și au avut binecuvântare și prezența lui Dumnezeu a fost reală în viețile lor și au putut să cânte acum și să fie bucuroși pentru că au ajuns la destinație fără nicio moarte înregistrată, pentru că ei au respectat principiile lui Dumnezeu. Amin? Cartea aceasta este plină de principii. Biserica lui Iisus Hristos trebuie să fie ghidată numai după principiile din cartea aceasta. Ascultați-mă, principiile nu se votează. Principiile nu se votează. Cum ar fi, de exemplu, a minți, nu supunem la vot. A minți este interzis și nimeni nu are voie să mintă, în orice domeniu ar fi minciuna aceea și oricât ar câștiga pentru azi. În scris sau de alt gen, nu contează, minciuna este minciună. Dumnezeu este drept, aleluia. Vreți prezența lui Dumnezeu dimineața și seara? Vrem prezența lui Dumnezeu în fiecare zi 100% cu noi? Atunci să-L căutăm după principiile acestea. Pentru că a zis disperat David, veniți leviților, veniți la mine pentru că Uza a murit, pentru că voi erați absenți. Pentru că nu l-am căutat, spunea în 1 Cronici 15:13, după lege. După cum scrie cartea aceasta. E nevoie ca toți oamenii să se întoarcă la lege. E nevoie ca toți oamenii să se întoarcă la lege și la mărturie, cum spune în cartea profetului Isaia. Și atunci vor veni peste noi vremuri de înviorare. Va veni focul sfânt peste fiecare dintre noi. Când toți ne vom aduna și niciunul dintre noi nu va avea păcate sau dacă va avea greșeli, le va mărturisi în prima rugăciune în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu va ierta. Și iertarea lui Dumnezeu va fi mai departe peste acea persoană și va fi încadrată în oamenii care îl caută pe Dumnezeu după lege. Atunci vine Dumnezeu prezent, amin? Slăvit să fie Domnul! Toate principiile trebuie respectate cu strictețe, pe umeri. Ce caută carul nou? Mă, David, ascultă-mă, nu ți-ai dat seama când te-ai uitat la chivot? Că există niște drugi, că există niște verici și că drugii aceia sunt acolo ca să-ți aducă aminte. Davide, împărate, fii atent! Chivotul trebuie dus pe umeri. Vorbeau drugii. Dar David nu conștientiza. Vorbeau lemnele de salcâm, vorbeau verigile de aur, dar David era absent. Leviților, unde erați voi? Familia lui Kehat, pe unde sunteți? Ascunși prin mulțime, pentru că spune cuvântul Domnului, știți că erau prezenți la sărbătoarea aceasta în care era dus chivotul? Nu erau 3 oameni, 5 oameni, 500, 1000, știți cât erau? 30.000 de oameni aleși și printre cei aleși erau și leviții. De ce nu erau lângă chivot? Asta era problema lor. De ce? Pentru că au uitat că principiile lui Dumnezeu sunt date să fie respectate cu strictețe. Amin? Doamne ajută-ne! Căutând chivotul sau în căutarea chivotului numai după principiile lui Dumnezeu. În căutarea chivotului, în al doilea rând, o căutare personală. Spune cuvântul Domnului, l-au luat și l-au pus într-un car. Nou, simțiți ceva personal aici? Nu știu a cui a fost carul, nici măcar nu-l cunosc. Probabil era din ograda lui Abinadab de pe deal, da? Tatăl celor doi, al lui Uza și al lui Abinadab, și al lui Ahio, iertați-mă. Nu știu a cui era carul, însă un singur lucru știu. Carul nu avea nicio implicație umană. Vă întreb, avea nevoie chivotul lui Dumnezeu de carul ăsta? Sau credeți că Dumnezeu nu-l putea să-l ia în aer să-l ducă? Vă întreb, putea sau nu? Cu siguranță putea. Putea să aducă 2 îngeri sau un singur înger și să facă o demonstrație acolo șocantă, să ia chivotul din car și să-l ducă. Putea să facă asta Dumnezeu, nu-i așa? Până la urmă, Dumnezeu este atotputernic. Lăudat fie numele Lui. Dar Dumnezeu nu se abrogă pe sine însuși și legile pe care le-a dat. Dumnezeu a zis pe umeri. Ei iau un car nou. Știi ce înseamnă pe umeri? Implicare personală. Păi nu-i tot una să iei o mașină frumoasă și să pui în ea ceva anume, un element care e destul de greu, care avea în el anumite elemente speciale, vasul cu mană, tablele legii și ce mai avea, toiagul lui Aron foarte bine. Nu era tot una să duci într-un car nou sau să vină 4 leviți cel puțin, unul să-l pună pe umărul ăsta dacă stă în dreapta și celălalt pe celălalt dacă stă în stânga. Asta știți ce înseamnă? Unitate, umăr cu umăr împreună. Nu unul trage în stânga, altul în dreapta. Nu unul merge mai repede, altul mai încet. Leviții trebuia să meargă în pas, în pas de defilare. Nu la întâmplare, spune mai departe cuvântul Domnului, când au făcut știți câți pași? 6 pași. Știți de ce? Pășeau la fel.
Nu făceau pași, 6 pași și jumătate, 6 pași și 5 milimetri. Nu, pășeau la fel. Pentru că Dumnezeu are principii. Dumnezeu lucrează în unitate. Dumnezeu lucrează în slujbele pe care le-a așezat fiecare dintre noi. Leviții trebuiau să fie la slujbă. Unde sunteți voi? Sunt absenți? Nu sunt aici, leviți. Și de aceea oamenii improvizează. Nu vor să se implice personal. Nu vor să simtă durerea acelui drug care stă pe umăr. Să nu vă imaginați că era ușor. Să nu vă imaginați că mergeau 5 metri. Mergeau sute de kilometri probabil. Mergeau mult și era greu. Era greu, era costisitor, era disconfortant. Ce? Până la urmă puteau să spună, stați puțin. Istoria spune că filistenii, când au luat chivotul, l-au pus într-un car, nou de tot. Ăștia vreau să fie speciali, mai special decât evreii. Au zis să fie carul nou de tot. Și au știut și evreii asta. Și au zis, care e problema dacă introducem ceva filistean, de factură filisteancă, în contextul ebraic? Sau mai bine zis, în contextul prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de tipare filistene ale lumii acesteia ca să lucreze cu oamenii lui Dumnezeu. Dumnezeu are principiile Lui și numai cu ele lucrează. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Personal, metoda carului nou este contemporană. Are fațade postmoderne. Este în generația noastră. Este în secolul 21. Metoda carului nou continuă să fie folosită de unii dintre noi. De aceea unii spun, de ce să mă rog personal? Păi trimit un bilet în față. Nu sunt împotriva să trimite bilete în față, ci sunt împotriva acelora care trimit un bilet și stau la TV, în timp în care alții se roagă. Ascultați-mă bine ce vă spun. Impersonal, să se roage alții. Până la urmă unii spun, dacă se roagă X, dacă se roagă Y, Dumnezeu îi ascultă pe ei pentru că sunt mai aproape de Dumnezeu. Dar întreb eu, ce te împiedică pe dumneata să fii ca și el de aproape de Dumnezeu? Să te asculte Dumnezeu pe tine, nu-i așa? Sau Dumnezeu ascultă doar păstorii, doar slujitorii? Sau Dumnezeu ascultă doar cântăreții aceia speciali? Nu, Dumnezeu îi ascultă pe toți care sunt după principiile Lui. Amin? Rugăciune personală. Un alt exemplu. De exemplu, nu mă înțelegeți greșit, nu sunt împotriva transmisiei live, sunt chiar pro-transmisiei live și efectiv lucrez pentru asta, să meargă cât mai bine. Dar ascultați-mă ce vă spun, metoda carului nou sună așa. Nu ai chef de biserică în dimineața aceasta? Ți se pare că te-ai trezit așa prea obosit? Ți-e lene să vii la închinare? Nu e nicio problemă. Intră pe bisericabetaniacluj.com, dă-i pe video live și ai biserică la tine acasă. Vă întreb, e bună metoda asta, timp în care dumneata e sănătos, efectiv sănătos 100%. Poți să vii la închinare și chiar ai putea să-i aduci și pe alții care sunt bolnavi. Și distanța nu e mare de la tine de acasă până la biserică. E corect să faci asta? De ce să nu vii la închinare? Există metode de alt gen, da? Există metode, de exemplu, predică live. Cineva m-a abordat pe internet, era dintr-un alt continent, de aceea pot să spun această istorie șubredă, șocantă oarecum, și mi-a spus, Caleb, nu vrei să predici online? Dacă vrei, îți trimit camera web, îți trimit bani să cumperi camera web și tu vei sta de acasă, vei porni camera web în fața laptopului și vei începe să predici. Și în timpul ăsta, chiar în timpul bisericii, dacă e posibil, spunea el, vor fi alții care sunt pe Australia, pe America, pe Spania, pe Franța, nu știu pe unde, prin Grecia, și ei vor sta în fața laptopului, vor mai mânca un sandwich, vor mai bea niște cola probabil, vor face altceva de genul ăsta, vor mai da alt tab, se mai schimbă la alt site între timp, dacă nu-i place predica ta, n-a spus el asta, dar am înțeles eu, și se vor întâmpla tot felul de lucruri, un divertisment de ăsta creștin, extraordinar de șocant. Nu vrei să faci asta? Și am pus următoarea întrebare. Sunt de acord, sau mi-am spus de fapt, sunt de acord să fac asta numai atunci când cei care se vor uita sunt bolnavi, nu pot să vină la biserică, iubesc casa lui Dumnezeu și așa de mult își doresc și sunt departe de un loc de închinare. De exemplu, la 1000 de kilometri, 500 de kilometri. Că dacă sunt 200, poți să mergi. Sunt în Spania oameni care fac 200 de kilometri dus, 200 de kilometri întors ca să ajung la închinare. L-am întrebat, la ce biserică mergi dumneata? Mi-a zis, păi nu-mi place de cutare. Nu-mi place de cutare. Am fost oarecum dat afară, în ghilimele, spunea el, din biserică. Și vreau să fac asta pe internet. I-am spus, nu, categoric nu. Este metoda carului nou. Metoda carului nou. Să stăm live,
să stăm așa în lojă, relaxați, să nu ne mai intereseze de închinare, să nu mai simți că cineva se încurcă și tu să plângi pentru asta, nu să râzi, să nu mai simți că cineva are nevoie de o rugăciune insistentă care este în sală și care plânge în timpul închinării, în timpul predicii sau a cântării, să nu mai simți că cineva este lângă tine care are nevoie de un număr al tău pe care să-l pui la drugul acela de la chivot, metoda carului nou. Sunt tot felul de metode care se inventează și se vor inventa odată cu tehnologia care crește. E nevoie de prezența lui Dumnezeu după principii. E nevoie ca Dumnezeu să ne ajute întotdeauna când avem timp să venim la închinare. Care e problema dacă e marțiara? Vi se pare că Dumnezeu este un Dumnezeu de duminică dimineața? Vi se pare că Dumnezeu este un Dumnezeu de duminică seara? Nu. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, lăudat fie numele Lui. E nevoie să aruncăm toate carele noi pe care le-am pus în lucrarea lui Dumnezeu. Tot ce am improvizat din lumea asta și tot ce am adăugat din lumea aceasta. Și să stăm întotdeauna în prezența lui Dumnezeu și să-L căutăm după cartea aceasta. Și spunem, Doamne, în ca principiile Tale să fie guvernatoare pentru noi, să fie directoare în viața noastră, Doamne. Și aici exemple pot continua. În citirea Bibliei, oameni care nu mai citesc personal, oameni care nu-și mai fac timp să deschidă cartea aceasta, efectiv să simtă mirosul Bibliei, să aibă partea din dreapta, din stânga, efectiv galbenă de la degetele care s-au dus mult prin carte sau neagră, nu știu cum, dar să fie efectiv foșnetul ăla de Biblie, de frunzărie de Biblie. Știți de ce? Asta înseamnă prezența lui Dumnezeu. Nu sunt împotriva celor care citesc pe telefon în Biblia. Sunt contexte în care nu poți să citești Biblia deschisă, probabil. Nu știu care e contextul acela, dar îl știi dumneata. Sunt de acord să citești Biblia prin orice mijloc ai putea, oriunde ești, citește cartea asta. Dar când ai timp și ești acasă, deconectează de la orice altceva și deschide cartea asta, deschide cartea asta. Nu lăsa să fie cu praful de un deget peste ea. Cartea asta te duce în prezența lui Dumnezeu. Cartea aceasta te aduce lângă Dumnezeu și pe Dumnezeu îl aduce lângă tine. Amin? Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acest personal. Implicare personală. Sunt atâția care comentează în casa lui Dumnezeu. Sunt atâția care nu fac nimic în prezența lui Dumnezeu și ei uită că trebuie să se implice personal. Vezi o problemă în biserică? Ok. Dacă o înregistrezi, înainte de a trimite un bilet sau de a face altceva, stai în prezența lui Dumnezeu și roagă-L pe Dumnezeu cel puțin de două ori timpul pe care l-ai petrece, pierzând vremea, vorbind cu altcineva despre acel caz și stai înaintea lui Dumnezeu și spune, personal vreau, Doamne, vreau să intervii la cauza aceasta. Personal îmi doresc ca persoana aceea să fie îndreptată. Personal îmi doresc ca prezența Ta să fie înregistrată și peste persoana aceea. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acest. Pe umeri, personal, implicare personală. Asta aduce prezența lui Dumnezeu. În al treilea rând, prezența lui Dumnezeu este adusă nu doar prin principiile lui Dumnezeu aplicate în viața fiecăruia dintre noi, nu numai prin implicarea noastră personală, ci prin pasiune în prezența lui Dumnezeu. Observați-l pe David cât de pasional când se roagă. Când merge în prezența lui Dumnezeu, ascultați-i pe oamenii care cântă. Spune cuvântul Domnului, versetul 5, David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente. Ăștia erau pasionali, ăștia nu erau interesați de cum cântă XYZ, nici măcar nu erau interesați probabil de cum se uită Uza la chivot. Omul ăsta care doar privea, supraveghea chivotul, el trebuia să fie cu drugul pe umăr sau cel puțin altcineva care era din familia chehadiților, dacă el nu era parte din asta. Nu, ei cântau pentru lauda lui Dumnezeu. Văd o categorie de oameni care se bucură în prezența lui Dumnezeu și așa e și întotdeauna când venim la casa lui Dumnezeu. Sunt oameni care plâng, sunt oameni care sunt marcați, sunt oameni care sunt atinși de o poezie la care cineva probabil că s-a încurcat, dar cu un vers înainte, cuvântul acela a fost pătrunzător pentru inima aceea. Și alții care stau în casa lui Dumnezeu și efectiv pierd timpul. În prezența lui Dumnezeu, să fii lângă chivot și să dormi? Se poate așa ceva? E posibil. 1 Samuel, capitolul 3, spune clar, copilandrul ăsta, el înțeleg că era copil, copilandrul ăsta, spune cuvântul Domnului, era în templu Domnului, era în Sfânta Sfintelor, acolo trebuia să fie chivotul și dormea, știți unde? Lângă chivotul lui Dumnezeu. Dar Biblia face o subliniere, cum s-a făcut deja de dimineață la timpul de rugăciune. În acel timp, Samuel nu cunoștea pe Domnul. Vă asigur că după ce l-a cunoscut pe Domnul, n-a mai dormit lângă chivot.
Probabil a genunchiat lângă chivot sau a stat în picioare sau a ridicat mâinile sau nu știu în ce postură a stat, dar a fost acolo pasionat de prezența lui Dumnezeu. Uza, ce se întâmplă? Spune cuvântul Domnului, Uza, versetul 4, mergea alături de chivot. Oamenii ăștia care merg lângă lucrarea lui Dumnezeu, oamenii ăștia care nu se implică cu nimic personal, oamenii ăștia care doar supraveghează, sunt un fel de supervisor, un fel de manager al bisericii, oamenii aceia care nu se implică personal, doar privesc de sus, se uită așa, nu sunt la balcon, dar ei privesc de sus pe ceilalți, să vadă ce face cu tare, ce face cu tare, ce se întâmplă cu tare. Uza, alături de chivot. Doar se uită la chivot, se uită la roțile carului cum se învârt, nu cumva trece peste un bolovan să se răstoarne. Și apare problema. Dumnezeu îngăduie ca boii să meargă pe o direcție care conduceau, care trăgeau carul. Și exact în area lui Nacon, dincolo în Cronici spune în area lui Chidon, sunt două nume care reprezintă aceeași arie, Uza și-a dat seama, chivotul cade. Chivotul cade. Ce ai face dacă ai fi acolo? Să-ți dai seama că prezența lui Dumnezeu este în joc. Să-ți dai seama că primul gând care îți vine în minte este salvează situația. Pune și tu mâna. Avea voie să facă asta? Cuvântul Domnului spune clar, nu. Pentru că numeri ni se spunea clar lui Moise să nu cumva să-i împingi pe oameni să moară, lăsându-i să atingă chivotul lui Dumnezeu. Versetul 18, Numeri, capitolul 4. Să nu cumva să puneți neamul cheatiților în primejdie. Vedeți, doar ei puteau fi puși în primejdie. Versetul 18. Să nu cumva să puneți neamul cheatiților în primejdie. Să fie nimiciți din mijlocul leviților. Iată ce se faceți pentru ei. Și cuvântul Domnului spune să nu se atingă de chivot. De lucrurile sfinte. Era o lege a lui Dumnezeu care spunea și dacă se împrăștie chivotul și se desmembrează aurul de peste salcâm, lemnul de salcâm, n-ai voie să atingi chivotul. Tocmai de aceea și de aceea le-a pus niște drugi care trebuiau să fie destul de lungi în așa manieră încât atunci când îl punea pe umăr să n-atingă nici măcar cu un deget chivotul. Uza, ce s-a întâmplat? Păi ce să se întâmple? Eram un copil. A venit tata acasă, Abinadab al meu, așa numitul de pe deal, se era porecla lui. A venit tata acasă și a zis, e șocant ce s-a întâmplat. Filistenii au pus niște animale, niște vite, le-a pus să ducă un car nou. Și au zis, dacă carul merge înspre evrei la Bet-Shemesh, asta înseamnă că mâna lui Dumnezeu a fost împotriva noastră pentru că am capturat chivotul. Timp în care aceste animale vite aveau niște viței puși în graj, legați, care instinctul maternal le spunea, întoarceți-vă înapoi la viței. Nu era ușor să meargă vitele înainte și nici măcar nu era ușor să meargă pe traiectoria corectă. Puteau să ia pe munți, pe dealuri. Dar vitele împreună cu chivotul au venit exact la Kiriat Yarim, în ograda noastră. Ce să fac? Cum să las chivotul să-l bată ploaia, vântul și soarele? Îl aduc la mine acasă. Și au intrat în casă. Și băiatul ăsta, Uza, nu știu ce vârstă avea, trecuseră cel puțin 40 de ani până la momentul în care s-a întâmplat să moară din cauza chivotului. S-a uitat la chivot. A zis, extraordinar, tati, ce-i ăsta deasupra? E aur. E aur curat. Ce-i înăuntru? Vasul cu mană, tablele legii, toiagul lui Aron. De ce sfârigile astea, putea să zică copilul? Deși nu știu dacă l-a atins sau nu, probabil că nu a avut curajul să le atingă. Și mergea în camera în care era chivotul dimineața și se uita la chivot, probabil. Mergea seara, se uita la chivot și s-a întâmplat ceva. Ce se întâmplă cu noi de multe ori la închinare? A început să se obișnuiască cu chivotul. A început să nu mai fie chivotul pentru el ceva șocant, pentru că oricând își dorea putea deschide camera și să se uite. E chivotul lui Dumnezeu în casa noastră. Și acum, după ce a ajuns obișnuit cu chivotul,
De zeci de ani era chivotul în casa lui, nici măcar nu mai era impresionant. Nu se mai spunea nimic la știri despre asta, a intrat în obscuritate, zeci de ani, praf, istorie, amintiri. Acum, e obișnuit să atingă chivotul. Și zice, dacă tot cade, măcar să pozez ok, să parcă sunt un om care sunt bine interesat de lucrarea lui Dumnezeu și să-l sprijin și eu. Și-a pus mâna. Și Uza a fost rupt în două. Știți de ce? A fost obișnuit cu lucrarea lui Dumnezeu. Nu e așa că atunci când ați intrat pentru prima dată aici și era imaginea asta, v-a șocat trâmbițele. Unii dintre noi am vrut să atingem, dar ni s-a spus, nu atingeți că e polistiren. V-a spus un secret. Nu e așa? Dar după 2 ani, 3 ani, în noiembrie, nu ne mai șochează imaginea asta. Ei, riscul ăsta există să fie la închinare. Să mă obișnuiesc să vin la casa lui Dumnezeu. Să știu că în fiecare duminică dimineața trebuie să-mi pun ceasul, să sune la 8 și ceva, sunt aproape, vin, nu-i nicio problemă, stau în cor și acolo devin așa rutinal, intru într-o rutină, este de obicei. Dar vă întreb, este ceva puțin lucru să pot să vin la închinare? Dacă într-o dimineață Dumnezeu ia lumina din ochi, cine vă poate aduce? Probabil doar soția de umăr. Pentru că nu e obișnuință și n-are voie să fie obișnuință prezența lui Dumnezeu la casa lui. Când ne-am obișnuit cu închinarea, cu tot ce se întâmplă aici, suntem în situația lui Uza. Atingem chivotul. Și, dragii mei, trebuie să vă spun ceva șocant. Când am ajuns să fim rutinali în prezența lui Dumnezeu și să ne obișnuim cu prezența lui Dumnezeu, atunci murim. Nu murim fizic, pentru că continuăm să mergem la serviciu, să facem toate problemele zilnice, dar, dragii mei, spiritual murim. Pentru că prezența lui Dumnezeu nu are voie să fie ceva obișnuit pentru noi. Din cauza asta unii efectiv nu mai sunt atenți la închinare, pentru că prezența lui Dumnezeu de la închinare nu mai produce pentru ei, nu pentru ceilalți, pentru ei acea pasiune extraordinară în care se spune Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că sunt aici, îți mulțumesc că sunt în prezența Ta, îți mulțumesc că mi-ai dat picioare să pot să umblu și să vin la închinare, îți mulțumesc, Doamne, că mai pot să vin aici să aud o cântare când alții sunt închiși, uciși pentru Tine, sute de pastori în lumea persecutată, eu sunt aici, eu sunt liber, eu pot să ridic mâinile în prezența Ta, eu pot să Te laud așa cum simt eu mai bine ca David, eu pot să stau lângă Tine, Dumnezeule, și să simt că închinarea nu este un ritual, nu este o tradiție. Nu este ceva de domeniul penticostal, baptist, evanghelic, ci închinarea este acea pasiune a fiecăruia dintre noi în prezența lui Dumnezeu. O, Doamne, fă-ne pasionali în prezența Ta! Doamne, dă-ne pasiune pentru lucrarea Ta, Doamne! Nu doar să atingem chivotul când e ceva de salvat soluția, de salvat situația, ci să fim în prezența Ta întotdeauna cu pasiune, cu inimă, cu dragoste, în prezența lui Dumnezeu. Amin? Chivotul, numai așa poate să fie în viața mea o binecuvântare, nu un blestem. Pentru că chivotul pentru Uza a adus moarte, timp în care pentru sute, mii, zeci de mii, miliarde probabil de oameni a adus viață. Viață din morți, cum spune cartea Apostolul, viața Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În căutarea chivotului cu pasiune și în ultimul rând, în al patrulea rând, în căutarea chivotului, predați. Știți care a fost gândul lui Uza? A crezut că poate să proptească pe Dumnezeu. Sau poate să proptească chivotul. A crezut că poate să-L ajute pe Dumnezeu. A crezut că Dumnezeu și chivotul lui are nevoie de mâna lui slabă să-L prindă. Că dacă se întâmplă să cadă chivotul, ce vor zice madianiții? Ce vor zice filistenii când ia el? Și de fapt ce a făcut el a fost un gest idolatru. Zeii când mergeau pe teren de luptă în fața celor care erau subordonații lor, întotdeauna trebuiau să fie biruitor. Și dacă reușeau să se întoarcă cu zeul acasă, poporul acela care lupta era biruitor. Dar dacă erau furați zeii, era cea mai mare tragedie, poporul se numea înfrânt. Și asta era gândirea lui Uza. Tiparul filistean i-a marcat gândirea.
Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu poate fi proptit de noi. Dumnezeu e Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este atotputernic. Nu mai încercați să-L ajutați pe Dumnezeu prin tot felul de metode pe care le folosiți dumneavoastră. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu n-are nevoie să fie ajutat. Cum spunea Psalmul 50, credeți că dacă e foame lui Dumnezeu, bineînțeles cu ghilimele că nu e foame lui Dumnezeu, că nu-i materie, nu-i om ca noi să mănânce, credeți că ar fi foame, ne-ar întreba pe noi? Stați liniștiți că doar o clipire de sprâncene, dacă are, vorbesc figurat, s-ar uita înspre îngeri și miliarde de îngeri ar apărea la orizont. Știți de ce? Dumnezeu e suveran. Dumnezeu este atotputernic. Asta înseamnă că noi trebuie să ne predăm Lui și să ne încredem în lucrările Lui Dumnezeu. Observați că filisterii s-au încrezut mai mult în Dumnezeu când au trimis carul cu vacile acelea care le trăgea cu chivotul decât Uza acum. Nu-i așa? E adevărat că încrederea asta a fost un semn, n-a fost o încredere reală, dar Uza trebuia să știe chivotul lui Dumnezeu, reprezintă prezența lui Dumnezeu și pentru prezența lui Dumnezeu luptă Dumnezeu. Eu nu trebuie să mă lupt pentru mine, pentru frații mei, pentru ceilalți, decât în rugăciune. Nu trebuie să am arme de astea umane, tot felul de arme pe care unii le știți, alții nu le știți, nimeni care nu trebuie să le știm cu toții. Avem nevoie doar să ne încredem în Dumnezeu. Avem un Dumnezeu puternic. Lăudați să fie numele Lui. Predați-vă Lui cu toată inima și încredeți-vă atunci prezența Lui.